se convoacă ședința Consiliului extraordinară. Acum rog propuneri pentru alegerea președintelui. Da, domnul Ionas. Alți propuneri? Doamna Emilia. Alți propuneri? Cine e ca pentru ședința de astăzi să fie președinte domnul Grigore Ursu? Domnul Grigore Ursu, sunteți invitat pe prezent. Întotdeauna, învățați-vă, chiar dacă sunt 100%, împotrivă și abține. Și rostiți cifra. Pentru procesul. Cât o pot acum? Cât s-o abținut? Cât sunt prezenți? 28. Se iartă. Dar se iartă, nu-i problemă. Dumnezeu, când se face păcate, mai mare și tot nu iartă. Corect, iartă se face păcate. Consilierii și primării, vă rog să-mi dați cuvântul,
domn președinte. Stimați colegi, ședința de astăzi am convocat-o ca și extraordinară pentru un singur motiv. A fost foarte important distribuirea soldului a sumei de 1,5 milioane pentru drumul din Poiana, care a venit pe data de 29 decembrie de la Guvernare, de la administrația de stat a drumurilor, dar nu s-a reușit transferul din anumite motive, relații cu trezorerie și așa mai departe. De aceea, banii ăștia au trecut în bugetul anului 2017, automat au venit în sol. Dar agentul economic în fiecare zi insistă să-și primească banii muncesc de 2-3 ani în urmă. De aceea, am zis, facem o ședință extraordinară. Din lângă asta, în fiecare zi am venit cu completări, pentru că facem o ședință să mai adăugăm problemele care sunt stringente. Vreau să vă spun că nevoia de a schimba ordinea de zi chiar din ieri a venit. Atunci când am făcut o delegație la Iași și am primit acordul de la două comunități ca să facem acord de colaborare și prin urmare a venit nevoia. De ce fiecare zi sunt necesități? De ce n-am înțelege asta? De aceea eu, când am făcut ordinea de zi cu 10 zile în urmă, erau 12 subiecte din câte eu mi-amintesc. Dar fiind că au avut nedumerirea asta, vreau să vă rog să urmărim ce avem în ordinea de zi și să completăm cele și lipsește. Pentru că este nevoie de satului, nu s-a nevoie de cuiva. De aceea, vă rog să aprobăm. Este vorba despre primul subiect cu distribuirea fondului. 2. Modificăm sau completăm unei decizii. 3. Inițiem formarea unor bunuri imobile. 4. Acordarea premiului anual persoanelor cu limitate publică. Aprobarea rezultatelor licitației din 20 decembrie. Alocarea unor mijloace financiare, concediul secretarului, confirmarea gradului funcționar secretarului, transmiterea unor bunuri materiale, scoaterea la licitații, aprobarea proiectului oportunități de siguranță și transparență pentru locuitorii satului, notificarea unor decizii, iar asta s-a completat probabil, că a venit Marecia de la Cancelarea de Stat, și două acorduri de colaborare cu două localități din județul Iași. Și acum, dacă îmi permiteți, sau votați aceste ca și bază și o să mai fac o propunere. După aceea și o venit urgent, dar nu trebuie corelat bugetul. Sunt așa de mii care s-au luat la sfârșitul anului, am guvernul nu dat-o înapoi și iar trebuie să aprobăm prin Consiliu. Astea sunt lucrurile și ea și asta trebuie să schimbi lucrurile. Deci e drept propunere câte dumneavoastră ca să mai adăugăm. Dar deocamdată votați ca și bază, vă rog. Mulțumesc. Nu e ca și bază să votați. Dar s-au pus problema că deciți mai mulți... 10. Ok, eu adaug. Eu înseamnă că după 10. Doamne, doar să lămuriți distrugiul. Ultime întrebări sunt privire la aprobarea colaborărilor este care încheie vinit acum. Ei au fost chiar sâmbătă acum la Iași, la Cădureu. Bine, eu parcurs ședințe la Sfaret unde au fost atunci. Și notificarea asta totuși, tot că ziua a venit. Sunt că nu sunt mari probleme și s-a adăugat că este 4 puncte. Așa, vă rog, fiecare urmează cu fiecare. Domnul președinte, notificări sunt poate niște lucruri care nu trebuie să le cunoaștem o lecuță înainte să ne dăm ultima vie, o mai fost, că nu pășesc niște despre apă de 10 ani.
nu tractare țărnă la vecinată, dar e altceva, chiar într-adevăr, acolo s-a început mușergaiul din jos a bisericii și să știți că foarte repede se ridică mușergaiul. Și ala m-am uitat chiar cu totul dezlepit, crasca și ea și toate. Poate totuși decidem să facem o alocare, măcar câte cât sacul pune, adică nu e rău dacă chiar de partea căstota cuvântă oamenilor din bugetul statului, vom aloca ceva la senat. Asta este... Dar care este, domnul Sfântului? Să ajungem în partea sau întrebarea. Nu. Păi da, dar e vorba de că să punem într-o alocări ceva finanță, dacă este... Ordinea de zi este la alocări. Este la alocări. Dar urmă, nu este la alocări. Suntem acolo, da. Da. Este chiar necesitat. Mai sunt propunere de obiectiv, completări, poftim domnul Sfântului. Să mă consider, eu cred înțeleg cu religia, nu sunt întotdeauna patriot și vrem, dar eu vreau să spun că situația la grădiniță nu mai rău, mișat copiii dumneavoastră, zice, cred, și mușecare merg Iisus, e Dios și înghit copiii și aia oameni, și acolo, noi trebuie să acolo trebuie să rupăm și bani. Eu înțeleg, n-am nică potriva religiei, dar acolo mai depun oameni, mai duc, mai fac, mai lăsa pe leacă, în momentul ăsta, și de-a să mai bat de capul de copii, de oameni care, și n-au și mâncat, n-au și pământ pe sat, pe lucrări. Nu, dar nu, dar nu, dar nu, dar nu, dar nu, dar și eu dau, dacă, dacă vreți, eu o titlul la biserică, mă duc și dau în fiecare an de 1000 de lei, poftim de să dăm așa. Discutăm la o bătălă. Alte întrebări mai sunt cu creștere, dar auzi, atunci a spus votul lui referitor la... Deci, vorba de majorarea bugetului cu 289 de lei. Asta de suplimentar. Da, suplimentar. Deci, vă rog să aprobați acum proiectul. Pentru aceea, că ordinea de zi fie impusă, se 15 subiecte, vă rog, votați. Care a fost un singur participant.
Deci atunci, în cadrul ședinței comisiei, eu am propus ca primul pas, ca așa se cuvine, în cadrul comisiei să fie aprobat pasul de licitare. Eu am propus 50%, fiindcă era suma mică. Adică participantul era numai unul, și atunci este o sumă mică. Din motivul, din anumite motive, o parte din comisie n-au votat suma asta, de aceea eu vin cu către dumneavoastră cu propunerea de a face modificări în componența comisiei de licitație, după cum urmează. Deci, secretarul comisiei rămâne doamna Grigoriță Zinaida, care este contabil său, pentru că, conform regulamentului, membrii comisiei de licitație pot fi lucrătorii primăriei și consilieri. Și de aceea rămâne doamna Zinaida secretar. Deci, domnul Mihai Solă, îl locuim cu Borte Iurii, pe Valachi Vasile cu Grigori Emilia, și Andruxchi Andrei cu Ursul Grigori, Ionaș Ion cu Borte Alexandra și Negru Ion cu Levin Ion. Adică sunt o bună parte din colegi care vor să vadă și ei ce, cât e de dulci pâinea în comisia de licitații. De aceea, dacă nu aveți nimic împotrivă, vă rog să aprobați această modificare în componența comisiei. Da, dar la mine. Ce? Deci nici nu sunt scris, eu schimb. Nu, nu, modificări sunt alte, se ocupă la comisia de piață discutată, adică eu propun modificări care se iau. Deci nu merg mai la am propus cu doi, dar pe urmă, m-a strâns cu domnul președinte, numai primarul comunii sau satul are drept să propui o altă componență. Ce puteți să abonați? Ar trebui să pun votul lui... Doamna primară, proiectul. Și dacă n-ați văzut ținerea ștanțială, schimbați, sau cum? Da, să vă vedem de la toți. Și rău? Dar nu mi-a credit că aici să faci mai mare. Oamenii au părerea lor și poți să vă susțin. Ce bătui proiect, deci zi 0-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 
comisii? În toate. Nu, asta e și azi la un grup. La ordine de zi, la ședințe de azi, la ședințe de azi, la comisii și o să discuți. Nu mă întrebați. Și într-o zi, vă rog, votați. Dați-mă dar să îi numerul de care dumneavoastră i-ați propus. Vă dați spun? Da, să-i curvați în... Scrieți. Ce depinde în funcție. Mai scurt, eu așa mă înțeleg, dumneavoastră faceți ca George Urschi, dacă vrei să faci bogat, trăsești în Parlament. Da. Adică te-ați consilieri să treacă prin comisia de licitații să... Las scuze, mă las, pentru că așa... Ea nu vine aici la comisia de licitații, tot scuze. Băi, ați schimbă mă doamne alții. Las, mă nici, mă, o ședință de iar. Puteți să scrii, vă rog. Deci, Petre Natalia, Grigoriță Zinovia, Vortă Iurie, Bigul Emilia, Ursul Grigore, Bort Alexandra, Levitima. Dar ce din... Fratul la rapelie nu nici unul, nici după nu puteți să faci comisia. Nu dați Levitima. Deci, de fiecare, să acțiune pe un... Primarul este în drept ca să se doiască din asta. Data viitoare să fii doar. Nu. Bun, gata. Vă pot întrebarea. Ține pe dosie, vă rog, votați. Comisie, ok, nu e o problemă. Cristina. Mișa, tu voi avea voie să ocupi tron, dar voi de-a mie și faci mentă. Cum zic, în casa de culturii și vă spus. M-am spus, primarul să-ți faci pietă și să-ți... Potrivesc? Ioan, dar pe viitoare să știu. Abțineri? Dar mie nu trebuie să fiu eu, trebuie să fiu eu. În caz ești prima, dar să-i mulești. Am unul. Împătrit nu a fost nimic. Abținerii au fost 4. Eu sunt mă trebuie. Câți pierd? Andrei și Mihai, voi împătriți sau abțineri? Împotriva, mă. Împătriți. Mă știu nu că eu, dar oricine zice pe departe. Deci mă roate și pe comisie. Câți au fost pentru? 14 pentru, 3 împotriva și 4 abțineri. Da, data viitoare. Da. Întrebarea 3. Privire la înțierea formării unor proprii mori. Mai 4 la este una. Mai 4 la 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 4 suma de la... Alocarea unor sume de bani, cu sintagma 3.000, de ajutoare unice pentru cuplul ce au împlinit 50 ani de căsătorie.
decizia cu privire la lucrări data trecută, prin idee pentru aceeași rasă cuplului de căsătorie, propun să fie cuplului. Dacă a fost, vă rog, da. Vă rog, cine pentru aceasta, vă rog, votați. Împotrivă? Abține? În data viitoare și cu patru de dată. Deci, la întrebarea de excluzire, anțierea formării unor buluri imobile. Raportor, Borta Tudor. Este în reglementare. Președintele Comisia Agrară, spune avizul. Domn Vasile, sunt că cunoați cel mai bine situația. Comisia Agrară a ajutat toate ședințele și toate rugămintele, a dat aviz la colectiv în afară de punctul 6, cu 2,5 hectare pășuri, se excluzie din ordine de zi și, pentru că niște adăugere, nu știu ce Cristina a luat opus, este vorba de 20 de ani cer Institutul Ecologic, cu trecut cu Comisia Agrară, cer de a face diferite cercetări de referitor la bazinul acvatic și cer acolo 20 de sute de... Adică din teritoriul Satu Costiești, unde e mai aproape, iată, acolo, se cumpere ca ei să cercetează toate modificările și să trebuie în bazin. Noi așa ne-am uitat, acolo i-a rămas hotărâsă. Păi da, au rămas clarifici pământul, dar adică cu unui imobil la hotărâsă. Și este vorba de 0015, unde între cărmurii, cărmurii și cărmurii. Domnule, asta l-a dat trecut corona, nu s-a aprobat asta. S-a spus că nu s-a dat asta. Și că acum chiar pe ședința de ordinare întrebarea s-a ridicat la Comisia Agrară, Comisia Agrară a dat aviz pozitiv. E dreptul cu ședinții de astăzi să refuzați. Și în genere, țineți minte, doamna Alexandra, cum a fost ședința legătură cu parcurile, doamna primărie, sigur, s-a scurat în picioare și a spus așa, că terenurile astea, totuși, le dăm sub parc. Adică mergi la amenajarea până în cap. Doamna Natalia, deci aveți interese, să vedeți deodată. Cum te interese? Da, bun, e Paulien cu iadul și-a făcut.
Dar pe jurul urmă, ce solicită? Ce solicită un domn, nu știu, ca să mă iei? Că sunt ei. Tu tot vrea. Păi nu, noi am vorbit, dar doamna Parașcovă vrea. Eu dar mă cer și eu, nu, am cer și eu toate explicații cu comisia de nasă. Bine, la toate un bazar de... să-și facă un sărăieș acolo în urma lui, că n-are unii ca să-și pui materiale. Prima clădire care a făcut, Bodurana. În alentă asta, da. În alentă, da. Pistele și mai este. Zero, două hectare jumate. O solicitat un domn să facă motocross aici, dar mi-a spus că nu de-a plică acolo. Eu un loc strategic, în primul rând, e lupt, se poate străbiască, ba. Într-o de mai mare, e și un... Un proiect mic poate să vin, mă se cumpăr pe unul sirvând eu. 030, aici este vorba de Pietra Luca Solici, și să vă spun și unde e, unde e bazinul la... În Călăture, cum a fost un bazin de... După Ret. 001 și aici, magazin, aici e vorba lângă e magazinul și pe urmă domnului, unde e construit în deal, și nu vreau solicită, și nu știu, cine vă spune, eu vreau. Este un offshore, da? Da, da. Și nu pot, la el e de credite, pot să-mi pune negru, la un fond mobil, asta cum de șoate. 018, e vorba de spitalul... La Bolț. Bolț. Păi nu s-au spus. Nu e registrat. Și nu găsim decizia, nu știu. Da, să găsi și registrat. Păi este pe mine. Să chemă, să chemă. Da, păi fac. 20 de ani și de studiu ecologic. Suntem și putem analiza la situația iată. Vai, suntem, putem să dăm mai 10 ani. Ieșeam în 8,5 hectare. Păi doamna Masele, mă arătat pozitiv. Pozitiv. Da. Vă spunem la... Zero și eu nu știu, eu s-o ridicat întrebări. Spune-mi, hai să mă spun, eu s-o ridicat. Asta și lăsat. Eu a fost Dima, Oleg, eu, tu și cine. Este între scălărie și ridicat. Nu mă spune, după cum ne trebuie să tine. E vorba de 1,5 hectare. Încă o dată, vă spun, liniște. Dacă e vorba că cineva spune că sunt interese, eu nu le văd interesele. Interesele poate să participe și doamna Emilia, și domnul Mireacă, și domnul Costică, și orice cetățean al Republicii Moldova are drept să participe la licitația asta. S-a pus adică întrebarea, a format un bunui mobil, crede aici. Poate, într-adevăr, ați venit așa solicitat, dar nu știți să vină un cetățean și-a venit cu 500 de mii. Iar de pe bugetul ăsta. Și în serie, bă, că ați căgea, dragilor. Aici nu solicitat și domnul Mihai Sur. Dar nu are important și de solicită, nu facem bunul modul. Noi nu trebuie, doamna Parascovă, se formează bunul modul. Poți dumneavoastră să ați participat sau că nu știu. Nu ești o interese, nu înțeleg cu interese. Poate nu am mai primărit să vă spune ce să apă. Voi, dacă se întâlnă, nu mai să mă apie. Eu cred că să ne iei o provoare. Să nu mă gândesc. 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 Să nu mă gândesc.
voturile care au fost văzut prin comisie și nu peste noapte puneți și brilă. Păi, vreau să le puneți, corect! Adăugările puneți-le aparte, dacă doriți, dar până la punctul nou puneți la vostru, nu vă votăm toți lucrurile. Nu, nu puteți la întrebare din urmă, care a fost cu... Ce zice, da? Fără așa, fără așa. Oameni, nu scarteți părinți în cap, dar cine a merge cu cala asta, nu se negrează cauza la vădată. Păi ești așa, sunt o vădată aici. Păi dacă ești o vădată, sunt o vădată și așa la vădată. Hai să vă mulțumim. Păi nu ești așa, nu ești așa. Tu ești așa, 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 tu ești așa. Emilia, doamna Emilia, atunci s-a votat și-a votat și nu-a votat, știu că trebuie să-l votat. Nu s-a votat subiect! Nu a trecut subiect! Nu a trecut subiect! Nu s-a făcut subiect! Nu s-a votat subiect! Nu s-a votat subiect! Domnul Vasile, eu i-am dat cuvântul lui domnul Ștefan. Dați-mi unde se expune și până la fost publici. Domnul ședinte, privitor la proiectul respectiv, parțial susțin colegii, dar pentru viitor, haideți tot și aici unde rubrica detalii să fie scris foarte clar. Cine solicită terenul să se scoate la licitație? Ca să fie o claritate. Acum, în 5 minute, eu nu pot să-mi dau seama ce merge vorba dacă îmi spuneți cine o scris persoana sau unde trebuie interesat. Să fie clar scris combatant, o scris combatant. Cine? Asociația combatantă? Ori este o persoană concretă, mă fac mine, că noi suntem familiarizați cu tema respectivă și nu știm pe ce. Și a doilea, ce ține de proiectul cu zero trecut, într-adevăr, poate e nevoie să te pune separat și consilierul să aibă un drept și el, ca un subiect, dacă votează, un subiect nu votează. Nu le pun la pachet toate împreună. Pentru că poate este un subiect pe care vreau să nu votez, sau unul să-l votez. De asta, adică, să nu votez. Un proiect de decizie separat. Dar ce ține de 0.15, mergi vorba de solicitarea asociația Botna, da? Da. Atunci noi am vorbit. Și a discutat clar, să prezint eu o schiță, măcar un desen simplu, de ceva. Dar să știm că nu știm că ce se va construi. Păi da, dar cel care solicită, el vrea să facă ceva. Îl prezint concret ce eu vreau să fac. Măcar să știm intenția, dar așa, îl cumpărăm. Sunt unele persoane au trei din terenul de decizia asta. Ce se întâmplă? Nu înțeleg că au dreptul, dar nu are cum să urmări. Persoane nu pot fi. Domnul Ștefan, eu cred că mă ții cont de obiecțiile date, unde grafaua detalii va fi mai detaliat. Astăzi chiar, eu cred, poate spune, domnul Ștefan, le-am dat voie să spui chiar cine solicită acest teren. Dar, într-adevăr, Asociația de Economie și Împrumut solicită, dar asta nu înseamnă că dacă ei solicită, deja este a lor. A să fie doar organizată licitația publică și cine să câștige, așa l-ați câștige. Poate să și așa se zbate, că eu știu, sunt în 4 așa, să rămâne încă mulți, mulți ani înainte. Dar nu putem noi, că de pildă să țin în teren cineva solicite, și tu să nu el dai. Nu, nu poți așa. Trebuie să scoți la licitație că stat satul în ceste dezvoltare. Deși noi trebuie să stupăm întotdeauna numai din ambițiile noastre. Lasă vine, lasă partizii care să aducă mai mari contribuții localității și ar trebui să ieși să construiască ceva, să facă. Și dacă noi să avem o clădire, un oficiu frumos a casei este de economie și împrumut, a să fie rog, așa? Lirica, practica, voi, Emilia. Terminați lirica jos și puneți la vot, ce ați vorbit. Bine, atunci ați spune votului, proiectul, 0-0-3. Terminați educația, nu avem vot. Privire la inițierea bunului loc, să spun votului. Poftim votel, care este pietru? Atâta lirica. O fost vorba, spuneți aparte, sau... Aparte, nu cum și contra la toate ca să clipi la partea domnului președinte. Nu vorba că 0.5 spune aparte și restul spune la toate. Nu dăm cu la voie nimeni să se dezvolte. Omul vine solicit unul magazin, unul frigider, unul și anunț
stimați consilieri. Noi cum spunem la vot fiecare grafat, dacă e și un singur proiect. Domnul președinte, sunt două propuneri de pus la vot în Bachirșa, practică. Bine, prima să votului altă. Cine dintre aceia ca proiectul decizie 0103 să fie pus la vot în întregime, așa. Vă rog, votați. În întregime. Numără, Cristina. Nu. 11, da? Stai unde 11? 11. Cine împotrivă? Împotriva iarăși la cost proiectul, ar trebui să fie... Aceeași întrebare puse... Aceeași întrebare. Împotrivă la întrebarea asta, la proiectul decizie. Împotrivă care? Pentru unii vom fi de acord. Pentru unii. Păi ce spune știi, doamna Parascovie? Doamna Parascovie. 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 Împotrivă. Împotrivă. Abține. Înseamnă că proiectul dat supune în întregime. Acum supun proiectul 0103 votului. Cine dintre aceia ca să fie primit proiectul numărul 0103, vă rog votați. Față de ce am președintul primar,
Eu s-o pot că nu ar trebui nici asta, pentru că nu trebuie să ne înșurăm cu banii. Doamna, dar parcă erați, nu erați pentru domnul Vasilic, e rău. Niște cablu, niște țări, pentru ca să punem în funcțiune sfârșită pompa
Deci, de la Teziana, acolo, 500 de mii, e vorba despre contribuția Consiliului la complexul turistic sportiv care urmează. Este proiect câștigat la Agenția Dezvoltare Regională Centru de către statul nostru și aceasta este contribuția la acest proiect care urmează să o avem noi. 6.000 de lei pentru dreptul de autor proiectantului sării de sport de lângă gimnaziu. 150.000 contribuții la proiectul Cetățenii Participă în Comunitatea Prosperă, parcurile din sat, și câte 1.000 de lei pentru câteva persoane care s-au adresat foarte vulnerabile, vorba de câteva mormântări. Și vă rog aici să adăugați la Zilbert Tatiana, Diaconul Gabriel, Sprânceană Galina și Posmag Galina, care... Posmagă Ecaterina, pentru care am mai discutat într-o comisie și un loc de cască, un copil mic la gazdă. Zilele este o venit că sunt foarte bolnavi și n-au niciun leu și deci se cere ajutorul Consiliului. Iată aceste patru ajutoare unici, vă rog. Doamna primară, încă o dată, 6.000 de lei, asta pentru... achitarea dreptului de autor proiectantului sării de sport de lângă gimnaziu. Eu s-o făcut. Da, el trebuie să se vede și să vrează fără asta, da. Vedem mie, chiar scrieți numărul persoanelor de donator Oscar, eu propun de a zice o parte 100 de lei, măcar 100 de lei la... Asta, dacă luăm după calcul de anii trecuți, undeva spre noastră, vreo 6, maximum 7.000 de ani. 60-70 donatori este în ziua. 100 de lei, da? Da. 7.000, da? Eu mă ascult cum a fost anul trecut, a fost undeva 60 de persoane au donat și au dat vreo 60 ceva. Ca să stimulăm donarea, da? Prin care, din credeți mă, că din persoane care se pun la pachet și are mie. Nu le dă nimic, nu le dă nimic. Nu le dă nimic un pachet de aminte și v-a spus. Cartul să se pute și 150 de armii. Găsați cu sângele și e foarte greu sănătate. Da, 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 să poate și mai mult. Ca să
accent, pentru că data trecută v-am spus că statul costier este planificat în locul roșii actuale, și punct de transfer pentru a acumula noi și o duce la un depozit de prelucrare. Dar pentru asta lucrează statul, Ministerul Mediului, pentru ca să te integreze și așteptăm rezultatele. Dar până atunci am plinge, mi-a crezut. Ia lovie, mi-a spus că vin mai fac sau nu mai fac cu plinge. Ce? Ce sfat? Cu noi, v-a spus. Nu, vor grab numai, de a ridica bunoi de la agenții economici și de la instituții. Urmează să mergem, dragi fii. Nu, și servicii la noi prestează, de noi plătim atât de mult, adică și vezi cu noi, știi, născut cu... Domnul Vasile, dar nu poți iei așa decizii, tu înțelegi că decizii trebuie să figurezi o
stați 7.000, dați, spunem 10.000, dacă nu ați spune asta, să iei 10.000. Nu spune suma, spune... Dar nu vreau să investiți din trebuie suma concretă. Bine, eu spun tot în proiectul 0106, cu privire la liniștii, cu privire la alocarea mijloacelor financiare, cu completările care au fost propuse de domnul Sfânt și doamna primar. Vă rog, votați! Împotrivă? Abțineri? 10.000, da. Abțineri? Cât e 150? 150 de lei de donator. Da. Asta, mai departe, nu uite. Cu privire la acordarea concediului, secretarului Consiliului Sătiez? La vot! Ținem voi să nu dăm. La vot! Da. Cine este cei pentru acordarea concediului, doamne secretare? Vă rog, votați. Cu privire la confirmarea gradului de funcționar, public secretar al Consiliului Sătiez. La vot. Aici mai am de lucru, dar la vot. De acord, gata, nu? De acord toți. Da. Mulțumesc. Mai departe. Cu privire la transmiterea bunurilor materiale. La vot. Dacă sunt întrebări... Aveți materiale în față. Dacă sunt întrebări, poftim. Dacă nu, spun votului proiectul dat. Cine pentru? Mă rog. Aici este întrebarea cea mai corectă. Calculator point, nu știu dacă este așa de acolo. Nu, așa e Philips, așa? Philips, da. Diana, poți să uiți în documente? O să clarim și asta e greșeala tehnică, dar urmă. Nu, nu, dar să uiți, dar Alexandru știi și aia acolo. Mai departe. Stai, 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 întrebarea asta. S-a votat? S-a votat. Acum, întrebări fie, de la citare în spate. Spune la citare. 0-0, deci. 0-0. Cu privire la scoatere la licitație. Ce zis? Domnul Tudor. Avem, domnul președinte Comisiei, am dat, sigur. Asta este așa, domnul Tudor. Aceste comisii a dat în dispozitiv, de știe, dacă domnul... Dar doar ce nu te de știe. Dacă cu domnul Consiliu Comisii, le știm. 045, la Zahărievă, Părie. A fost format un imobil scoat. 013, Bolzuran, am un frate de-al primar, ceva acolo, da? Ce, sorry, da. Sorry, ca să-l pot zic într-o altă. 14, e vorba în găstrină aici, iar un gândura, Iura Consiliului, 3 roturi, sunt formate, nu m-a spus la tacă, 0024, 3 lumini în muiere, brazii, 025, Valea Fânului, strână băieții care vând de pește ceva, da. 030, lângă Iază aici, lângă drumul la Iază, un Iază, băieții, simă, vrând, așa poate. Este un bunicop informat, și mai este aici, Iază. Da, da. Și mai sunt două care e trebuie pus, e vorba de 20 de ani aici, lângă Oleg, care nu s-o spun, nu s-o... Adică nu... Care a rămas dată de la listație. Da, a rămas și așa și așa. Adică de aici, așa cum care juca. S-o duce pe să refuzat, da? Da, da, da. Și se ia după anul 04, care s-o citat din Bălțul la... Românul din Cișina, scot cu cineva acolo și m-au refuzat și ea refuzat. Bine, dacă trebuie nu... Adică ei nu s-a informat. Cine după ce că este directul fiind scoate la citații, vă rog, votați. Nu mai mă să-i văd și ce-o pune. Împotrivă? Încă o dată. Cine după ce că acest directul să fie scoate la citații, vă rog, votați. Împotrivă? Abține? 2. 3. Abține. Cu privire la aprobarea proiectului oportunități de siguranță și transparență pentru locuitorii satului Păstești.
Asta pentru cei care spun noi nu lucrăm nici, vreau să vă anunțăm că am obținut un proiect la Consiliul Europei de 12.000 de euro de dotare tehnică a primăriei pentru transparența în actul decizional și pur și simplu este vorba despre aprobarea de către Consiliul acestui proiect. Urmează zile este să definitivăm și cred că în acest an vom simți această dotare tehnică, avem nevoie de calculator, de proiector, de aparat foto, cameră, video, bună, îmbunătățirea site-ului, activitatea primăriei, deci este la capitolul transparență. La vot! Să pun votul în acest proiect 011 pentru această votare. Și care zic primăria doarme? Nu, eu promit pe aceea. Da, nu-i vrea. Votăm. Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Următoarea, numărul 12. Cu privire la notificarea unor decizii. Vorbești? Vineri am primit 4 notificări pentru deciziile din anul 2016. Au fost o decizie cu privire la vânzarea terenului aferent Chiriac Parascovia. Ea are acolo un umbraj. Cancelarea a spus că trebuie să-l înregistreze la cadastru. Cadastrul o trimite la primărie să-i vândă terenul. Deci e ceva ilegal și trebuie de totuși slomcarea cancelarei, să-l putem de cancelare și ne spune, pentru că, într-adevăr, umbrajele se înregistrează. Asta cred că e bun imobil ăsta din fund. E denumire de umbraj, dar practic nu nică. Vorba de garaj, doar ce nu are registrat un bun o construcție, noi nu putem să dăm interie la teren, așa domnul. Păi nu s-a registrat un bun construcție, atunci nu avem dreptul să dăm pământrare. Ești presat, vă vrea? Să nu registrezi, dacă nu registrezi, noi vedem interie la teren. Aici este-ți dat, tăi? Nu. Să mai sunt. Cu privire la stabilirea limitii de combustibil pentru anul 2016, se adrogă sintagma stabilirea limitii lunare cu 150 litri benzin pentru polițiști. Consiliul nu este în drept de a acorda combustibil pentru polițiști. Organul de poliție nu este organ ce se subordonează primăriei. Noi am propus asta și am ieșit ilegal. Deci deschid echipare. Nu știu ce înveți, 100 de litri. Și merge mai departe așa. Așa? 100 de litri ilegal? 100 de litri. Nu ilegal. Nu ilegal. Nu ilegal. S-a dat de consiliu. Tu astăzi, într-adevăr, inspectorii lucrează pentru noi. Noi am primit notificarea asta de codecție, că nu avem dreptul. Noi acum, când schimbăm 250 la 100, iar să dăm voi. Dar dacă mai primim următoarea, notificarea nu trebuie să o faci. Dar chiar să lăsăm fără combustibil. 100 litri asta strigă. La 100 litri. La 100 litri. Da, 100 litri pe lună. 33. Noi, data trecută, sau de fapt, cu unii consilieri am discutat, că s-o aprobăm parțial. Și abrogarea să fie, sau modificarea să fie de la 150 la 100. Până să ajungem la 100. Până să termină altă fană. Deci, Cristina, se abrogă parțial, înțeles cum spune, de la 100, totul e abrogare. E modificare, se modifică parțial decizia, sintagma 150 de litri, se substituie cu 100 de litri. Vedem ce reușește. Dar trebuie să știi, mai departe. Mai sunt două. Rezultatele de 23 iunie 2016 care au fost aprobate la 8 noiembrie. Deci care este notificarea? Care este conținutul notificării? Nu a fost achitat acontul și nu a fost achitat taxa pentru participarea licitației. Luna martie este hotărât de guvern care spune că persoanele fizice trebuie să achite minim 600 și persoanele juridice 1200. Așa. Și s-au perceput și 100 de lei, după asta s-au achitat diferența și o pun la cinare în notificare. De aceea propunem? Să menținem această decizie. Da. Așa. Și cu privire la vânzarea terenului aferent. Care e patra? Trup Bioindex. Da.
Aici au fost, după cum știți, a fost luată decizia să vină terenul aferent, dar inginerul cadastral să facă delimitare la cele trei bunuri și după asta să fie stabilit prețul, să mai fie o decizie prin care și cancelarea spune că trebuie să stabilim prețul inițial. Cum îi vindem terenul aferent dacă n-am stabilit prețul? E clar. E cum așa? Da, divizarea ce îți face documente de state acolo, de-a lui e făcută, nu mai trebuie înregistrat. Și, și propuneți cu mențiile vecine, da? Da. 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 Bun. Păreri, propuneți votare. Hai. La vot. Păreri. Atunci spune voi proiecte, da? Proiectul numărul 0112. Cine pentru aceea, vă rog, votați. Împotrivă. Abține. Cu privire la aprobarea acordului de colaborare în sat cu Căsnic, deci orașul Cârleu. Da, vă rog să aprobați acordul de colaborare cu orașul Cârleu. Da, vă spun, deci v-am spus, vinerea trecută am fost cu domnul viceprimar, cu Maria, specialistul nostru din implementarea proiectelor, și eu, patru, am fost în județul Iași, în comuna Bălțați, județul Iași, unde este un primar cu o experiență bună de lucru, pentru că, de fapt, scopul vizitei noastre în aceste localități, acum sunt oportunități de aplicare a proiectelor transfrontaliere și noi țintim așa, printr-un proiect transfrontalier, să obținem finanțare pentru reparația casei de cultură, pentru că este vorba despre bani mulți. Asta intenționăm. De aceea, primul pas este aprobarea acordului de către Consiliul nostru și aprobarea acordului de către Consiliul localităților din România. Pe urmă ne întâlnim să le aprobăm și acest acord, prin aceste acorduri susținute de Guvernul României, se pot obține proiecte transfrontaliere, deci legislația română prevede această facilitate. De aceea, vă rugăm să aprobați aceste una, întâi Cârlău și primul Bălțațu, da. Pentru că ei iau și ei probleme cu căminul cultural. Vor, ba să-l voteze, ba să-l denoveze, ca și noi. De aceea, aceste probleme comune ar putea obține finanțare. Vă rog. Cine dintre cei de acest acord să fie aprobat, vă rog, votați. Orașul Cârlău. Iată, aici se vede activitatea privilegiată. Împotrivă. Abține? Unanim. Și Bălțați, comuna Bălțați. Cu privire la aprobarea acordului de colaborare cu satul Păstiei Străinului Lovieni și comuna Bălțați, județul Iași, România. La vot. Exact aceea. Ați două decizii, da. Și pentru aceea vă rog votați. Împotrivă? Abține? Abține. Să mă ajutați cu 65.000 de lei, da? Diana, și explicați aici. Conform legii bugetului pentru 2017, s-a majorat plata pentru un an de la copii, la grădiniță, până la 21 de lei de zi, era 16.50. Pe motivul este că nouă finale finanțează, ca bugetul de stat, a 272.400. Trebuie să facem majorarea de grădiniță. La vot. Trebuie să aprobăm această majorare a bugetului statului. E un lucru pozitiv. Cine pentru? Bunii bani în ședința de azi. Hai, bun. Cine pentru cine ca să fie aprobat cu părerarea? Da. Dacă vă rog, votați. Bunii pentru sat. Se împotrivă? Atât. Și abține? Atât. Atât. Eu vă mulțumesc că pot să știți cu lucrare. Da, mai avut.